Consiliul Național Maghiar din Transilvania a decis și în acest an să organizeze evenimentele dedicate Zilei Maghiarilor la statuia poetului revoluționar Petőfi Sándor, personalitate marcantă care a formulat cele 12 puncte ale Revoluției, printre care și cel care a fost motoul evenimentelor de ieri, să fie pace, dorință și înțelegere. Noi în fiecare an, aici la statuia lui Petőfi Sándor, și din ce motiv la Petőfi Sándor? Că el, propriu zis, fiind poet maghiar, a murit în cazul acestei revoluții. Consulul Ungariei la Miercurea Ciuc, Flender Dündi, a citit mesajul premierului maghiar Orban Viktor. 1848. március 15-e piros betűkkel írta be magát a magyar történelembe. Egy nemzet született újjá ezen a napon, amely ütőképes hadsereg, megfelelő ipari háttér és szövetségek nagyhatalmak nélkül kívül-belül körül kerítve fogott hozzá, hogy fordítson egyet sorsának kerekén. Cei care au luat cuvântul au vorbit despre aceeași unitate și dorința de libertate care trebuie să motiveze și tineretul de astăzi, cum i-a motivat pe tinerii Revoluției. Ezen a napon a fiatalokat ünnepeljük. Fiatalokat, új nemzedéket, új gondolatokkal, azt a bátorságot, amelyet nem köt gúzsba sem az öregedéssel megszerzett élettapasztalat, sem a holnaptól való egzisztenciális félelem. Evenimentul de la statuia poetului s-a încheiat cu depuneri de coroane și intonarea imnului național maghiar, respectiv imnul secuiesc. Monumentul secuilor martiri a fost locul central al evenimentelor organizate de UDMR. Și aici, toți cei care au luat cuvântul au arătat despre ceea ce trebuie să învățăm legat de revoluționarii care și-au vărsat sângele pentru libertate și unitate. Mesajul acestei revoluții era alianța între popoare, alianța între români și maghiari, care sperăm că în acest an va schimba și soarta Târgu Mureșului. Subprefectul Nod Zsigmond a citit mesajul premierului României, Dacian Cioloș, care a transmis un gând de respect și solidaritate. A jövőben is kitartunk amellett, hogy a romániai magyarság itt, békében, harmóniában és együttműködésben éljen, valamint gondoskodunk arról, hogy minden nemzeti kisebbség számára hagyományait, kultúráját és anyanyelve megőrzése érdekében megfelelő keretet biztosítsunk, mert a nemzeti kisebbségek általában, és különösképp a magyar közösség, Romania szellemi gazdagságának fontos forrását jelentették. Discursul candidatului din partea partidelor maghiare la primăria Târgu Mureș, Sorș Zoltán, a stârnit ropotă de aplauze după ce acesta a criticat decizia de retragere a Ordinului Steaua României a lui Tökes Laszlo și numărul mare de forțe de ordine cu ocazia Zilei Libertății Secuiești. Nem vagyunk biztonságban ott, ahol polgármestereink, közösségünk vezetői mondva csinált ürügyekkel, emelt vádakkal távolítanak el azzal a céllal, hogy ne teljesíthessék hivatásukat. Ez történt legutóbb Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármesterével. Nagy tapsot kérek Árpádnak és Tőkés Lászlónak is, a szolidaritás tapsát! Și acest eveniment s-a încheiat cu intonarea imnurilor.